Cazurile de COVID nu au dispărut, în continuare în spitale ajung pacienți, unii care au nevoie chiar și de oxigen. La momentul de față, în secția de boli infecțioase adulți sunt internați circa 20 de pacienți, o treime dintre ei au necesar de oxigen. Trebuie menționat faptul că pacienții sunt în vârstă și au comorbidități, iar cei tineri deocamdată nu au niciun fel de probleme, sunt forme ușoare la pacienții tineri. Spre deosebire de perioada pandemiei, pacienții infectați cu SARS-CoV-2 nu-și mai pierd mirosul și gustul. În general, cei care vin au disfagie, mialgii, cefalee, tuse, ori iritativă, ori productivă, nu au simptome foarte grave. Curios, de data aceasta nu au anosmie, adică lipsa gustului și lipsa mirosului, cum au fost cu celelalte tulpini. Cam astea sunt simptomele predominante la momentul de față. Nu toți cei care sunt confirmați cu COVID au nevoie de internare. Sigur, am avut multe cazuri, evaluăm în medie cam, să zic, 2-3 bolnavi pe zi, dar sunt și zile când nu evaluăm deloc sau sunt zile când evaluăm și mai mulți. Și sunt cei care au forme ușoare, în general cei care nu au afectare pulmonară și nu au markere de inflamație crescuți, pot fi tratați și la domiciliu, dar le spunem, le recomandăm să-și măsoare saturația de câteva ori pe zi și dacă aceasta scade sub 93% să cheme ambulanța. Dacă febra persistă mai mult de 5 zile în ciuda tratamentului, la fel, trebuie să cheme ambulanța să fie reevaluați. Dacă tusea devine emetizant, adică tușesc până varsă, la fel să cheme ambulanța ca să fie evaluați și eventual vin la internare. Și în rest, tratament simptomatic. Deci... Ne dezinfectăm pe mâini, încercăm să ajungem acasă să ne spălăm, să... Mască mai purtați? Acum nu. Mă ferez de aglomerație, mai port mască unde intru și văd că e lume multă și... Bă, da, bine, regimul alimentar e strict la noi, dar respect normele de igienă, spălatul pe mâini. Mă spăl toată ziua și aglomerația în general trebuie fugită de aglomerație, că evităm și... Parcă și lumea s-a mai deteriorat, nu mai cum era înainte. Nu mai e niciun pic de ordine. Chiar dacă nu mai este obligatoriu, medicii ne recomandă să purtăm mască, mai ales în colectivități. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Prahova, între 5 și 25 august, la nivelul județului au fost înregistrați peste 700 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2.